Viața mea a fost un amalgam de lumini și umbre. Da, pot să spun la finalul de carieră că am învins. Ridica pe umeri, ca un învingător. La rândul lui poartă pe umeri greutatea unui nume istoric. Dumitru Leca este descendentul unei vechi familii de nobili. În Ținutul Bacăului, istoria familiei începe cu paharnicul Gheorghe Leca în anii 1800. Mai toți membrii familiei au ocupat funcții importante, 8 sau 9 prefecții ai Bacăului. E vorba de senatori, tot 8 deputați, 9. E vorba de miniștri în guvernele României. E vorba de oameni cu funcții importante în statul român, cum a fost generalul Leca, președintele Camerei Deputaților, într-unul din momentele cheie ale istoriei României, momentul devenirii României ca regat și implicat direct în aducerea regelui Carol I, patronul României. Cu secole înainte, un alt Leca a luptat pentru un voivod valah. Aga Leca a fost unul dintre boierii apropiați de Mihai Viteazul. Pentru Dumitru, numele de familie n-a fost nici pe departe o binecuvântare. Din păcate, pentru istoria familiei, pentru istoria Bacăului, a apărut momentul 45, momentul instaurării pe tancurile sovietice a comunismului în România, un procent impresionant din elitele României a murit în închisorile comuniste. A început o prigoană și contra tinerilor din clasele, așa zis, exploatatoare. Dumitru avea atunci doar 16 ani. Era încă elev. Din nefericire pentru mine, am căzut și eu în plasa acestui sistem infernal și m-am trezit în 1953, arestat de organele securității statului de atunci și probabil au fost clipele cele mai îngrozitoare din viața mea. Ele au însemnat detenția mea în subsolul securității din strada Rahova, iar apoi, mai dramatic, în celebra de atunci închisoare de la Jilava. O închisoare cunoscută pentru condițiile inumane în care erau tratați deținuții. Se murea din suprapopulare, din foame, din bătăi. N-am să insist prea mult pentru că sunt momente pe care nu ți le reamintești cu plăcere. A fost eliberat după câteva luni. Sistemul considera că a învățat lecția umilinței. Dumitru avea să-și găsească salvarea în sport. Paradoxal, la o echipă de basket numită Libertatea București. Pe timpul nostru nu erau mulți bani, erau niște avantaje care te făceau să profiți de pe urma sportului. Nu prea mai erau întrebări legate de origine socială, de cine ești, de cine e taică tu. Un sportiv, comparat cu alți om, îi se putea da un grad la cluburile militare, îi se putea da o funcție bună, un salariu bun, nu o funcție bună, la cluburile studențești sau civile. Avea, față de foarte mulți muritori din țara, din vremea aia, multe posibilități pe banii statului să facă deplasări în străinătate. O deplasare în străinătate pe vremurile alea însemna și niște bani pentru că mai aduceai niște lucruri. Vremurile acelea au apus. Dumitru Leca a devenit antrenor la Steaua București. În casă, portretele de familie împart spațiul cu trofeele. Prins între cartea de istorie și contul de Facebook, boierul Leca face un bilanț. Cred că dacă e să facem, să le punem în balanță, pot să spun că am avut liniște. Liniște, în fond, înseamnă tot.